Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Cântă mai toată ziua în clubul penitenciarului Rahova. Se află în închisoare a patra oară. Bine v-am regăsit! Sunt Adriana Stoicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea celor de după gratii. Avea 17 ani când a cunoscut heroina. În scurt timp a devenit dependent. Pentru a-și face rost de doza zilnică, s-a apucat de furat. Astfel și-a petrecut cei mai frumoși ani ai tinereții în închisoare. Cine este acest bărbat și ce a făcut pentru droguri, aflați imediat. Am să plec doar eu cu tine, undeva să ne găsească nimeni, fără griji și fără acte. Urc în trenul meu de noapte și am să plec doar eu cu tine, undeva să ne găsească nimeni. Povestea acestui bărbat merită ascultată, impresionează și ridică mari semne de întrebare. Tinerii pot vedea ce înseamnă anturajul din fața blocului și ce este cel mai important, ce înseamnă viciul. Unde poți ajunge consumând narcotice? Sorin Teodor Cozianu este poate cea mai elocventă dovadă a ceea ce înseamnă rebeliunea adolescenței prost înțeleasă. Siguranța de sine a copilăriei sale asumată greșit l-au adus la închisoare, în locul în care maturizarea și uneori înțelepciunea vin bătând din palme. Drogurile l-au aruncat într-o lume a iluziilor pe care nu a mai putut-o părăsi. Este încarcerat de peste 2 ani. Nu se află însă pentru prima dată într-o închisoare. A intrat de 4 ori până acum pe poarta pușcăriei. Eu l-am întâlnit în închisoarea bucureșteană Rahova. Acolo a primit o nouă șansă de viață. Povestea vieții lui Sorin este cutremurătoare. A fost în stare de orice pentru droguri. Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns aici? Am furat. Pentru fur sunt aici. Cum s-a întâmplat? Da, e o poveste destul de lungă. Mă rog, o să iau cu începutul. În urma consumului de droguri am fost nevoit să hrănesc practic dependența și deși, sau cel puțin așa îmi place mie să cred, am fost o persoană destul de înzestrată, uneori viața ți-o trage, să spunem așa, la propriu, dacă încerci să trișezi. De pe la 17 ani am început să cânt și o făceam destul de des, începusem să-mi câștig ceva bănișori, nu neapărat foarte mulți. Dar odată ce te apuci să... Din pură curiozitate, mi s-a părut cool la început, fiind adolescent, vedeam pe ceilalți fumând heroină, am să încerc și eu să văd cum e. Azi așa, mâine așa, am ajuns să devin dependent fără să-mi dau seama. După 6 luni mi-am dat seama că practic mă trezesc dimineața și e destul de dificil să trec prin ziua respectivă dacă nu fumez, prizez sau... Evident că banii nu-ți mai ajung, indiferent cât ai câștiga, și ești nevoit să apelezi la alte activități, să le spunem așa. Și așa m-am ajuns să mă înhăitesc cu persoane din același cerc, practic, și să ne apucăm de lucruri mai puțin ortodoxe. Am început să fur și la vârsta de 18 ani și câteva luni am fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru furt, din care am executat 2 ani și 6 luni.
Deci la 18 ani ați ajuns prima dată la închisoare. A doua oară când ați venit? Și după vreo 4 ani. Pentru că am fost eliberat din închisoare și deja după 2 ani, 6 luni, în momentul când ajungi penitenciar, să te acomodezi cu penitenciarul este destul de dificil. Ți se pare o lume străină, ți se pare greu, dificil și așa mai departe. Dar după ce petreci o anumită perioadă, practic o perioadă lungă, nu te mai sperie la modul, wow, mă duc la pușcărie, ce se întâmplă, ce fac, e... Te obișnuiești, înveți care sunt chestiile, cum decur lucrurile pe aici și nu te mai sperie. Odată ce ieși afară, te gândești sau când îți asumi iarăși să comiți infracțiuni sau să faci alte chestii de genul, nu te mai gândești că, vai, mă duc la pușcărie, ce greu o să fie, ce fac, cum... Te gândești că, am fost acolo, știu cum e și... Pentru că, practic, aici sistemul... Sau, na... E de așa natură de... A nu încerca să prevenim, încercăm să pedepsim cât mai mult și... Asta se întâmplă la noi. Pedepsile, cel puțin înainte, pedepsile pentru furt erau aspre, erau... Deci plecai, eu ca primar... Prima faptă comisă am primit 3 ani închisoare pentru un furt de o găinărie, practic. Doar că acum se mai fură găini, se fură telefoane mobile. Și a trebuit să stau 2 ani, 6 luni în penitenciar, în condițiile în care nu am avut rapoarte, nu am fost pedepsit în penitenciar, nu am avut un comportament bun. La numai 37 de ani, acest tânăr a reușit să treacă în CV-ul său 4 condamnări, o iubire destrămată și o tinerețe aruncată pe apa sâmbetei. A mai reușit o maturizare forțată. Mai mult, s-a disciplinat în cea mai rea și controversată comunitate a lumii, cea a condamnaților. În această lume, a învățat să trăiască din nou. A devenit un alt Sorin, dar doar până la eliberare. Nu a reușit niciodată să stea departe de droguri. Nimic nu l-a convins să renunțe, nici măcar iubirea. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea la 18 ani? Dificilă. Da, e un impact. Dar atunci, dacă s-ar fi luat o altă măsură împotriva mea, la început, ca și adolescent, ca și copil, dacă mi se oferea o șansă la modul, ok, a făcut odată, hai să încercăm să-i dăm o șansă. Am fost aruncat în penitenciar de 6 luni, ca și copil. Totul s-a dat peste cap. Am ieșit afară, n-am mai găsit nimic din ce știam. Totul era că practic când te eliberezi, nu te eliberezi de fapt. Ce înseamnă să te eliberezi? Din punctul meu de vedere, să fie eliberat din penitenciar, să te simți un om liber, înseamnă să privești înainte să vezi ceva. Când ești pe porți și te uiți înainte și de fapt simți că nu ai încotro, devine și mai dificil. Cum a fost revenirea? Și nu a fost ca la început. Prima oară a fost impactul acela și a doua oară deja mă întorceam într-un loc în care deja petrecusem o perioadă destul de lungă. Bine, totul este în urma consumului de droguri. Dacă eu nu consumam droguri, nu cred că aș fi ajuns vreodată aici. Așa cum ai spus și la început, cred că sunt un băiat destul de isteț încât să mă pot întreține afară. Ca drept urmare, acum ultima oară, până să ajung aici, am găsit o fată care s-a implicat total, o fată care m-a iubit foarte tare și mi-a fost alături. Dar eu, din nou, cum am mai spus, dacă nu joci corect, viața te pedepsește și asta s-a întâmplat din nou.
După vreo 4 ani de zile de relație, eu am început iar să mă droghez. De ce? Deci munceam amândoi, stăteam chirie pentru că părinții ei nu mă... sau mă priveau ciudat pentru că sunt fost deținut și așa mai departe, fost infractor și... Dar asta n-a contat, am mers amândoi, am muncit, am pornit de la zero, locuiam chirie și totul decurgea spre bine. Și până în momentul în care eu, nefiind recunoscător celui de sus pentru ce mi-a oferit, am început iar să consum droguri și am fost pedepsit din nou pentru asta. Existența de 37 de ani a lui Sorin trebuie privită și ascultată cu mare atenție. Poate fi cea mai bună lecție de viață pentru orice tânăr. Nu are o cultură desăvârșită, dar știe să spună ce simte și ce vede. În închisoare a citit cât a putut. A învățat să vorbească ales și a descoperit valoarea. Își exprimă trăirile cu o simplitate dezarmantă. În același ritm își ascunde gândurile și faptele ce nu se vor auzite. Este un om căruia i-au rămas doar visurile. Avea puțin peste 17 ani când a cunoscut drogurile. Într-o seară, din curiozitate, atunci a început să moară încet, încet. Atunci a devenit nimic. De ce v-ați reapucat iar de consumul de droguri? Asta e o întrebare la care nici eu personal nu găsesc răspuns. Am tot încercat să mi-am tot pus și o întrebare aceasta. Ce s-a întâmplat cu iubita când ați revenit în închisoare? M-a mai fost alături de mine un an și ceva, dar o pot condamna? Nu pot condamna. O respect foarte tare pentru felul în care m-a susținut, pentru felul în care m-a iubit, pentru felul în care a fost alături de mine, chiar și în momentele în care eu am dat dovadă că sunt nu puțin irresponsabil, foarte irresponsabil. În primul rând, pentru viața mea a fost irresponsabil. Ea tot a fost alături de mine și a încercat să mă susțină. Chiar și aici m-a vizitat, m-a căutat pe aici 1 an și 6 luni, până am primit condamnarea, 3 ani și 10 luni. Din nou pentru furturi simple și probabil ajung la concluzia că nu este nimic constructiv și nu o pot condamna. Pur și simplu e alegerea firească pe care a făcut-o și o susțin, o respect în continuare. Asta a fost a treia oară când ați fost condamnat. Mi-ați spus că aveți 4 condamnări. Da. A patra oară ce s-a întâmplat? A patra oară este acum. Același gen de infracțiuni. Câți ani de închisoare ați făcut până acum? Undeva între 10 și 12 ani. Cum e să-ți petreci atâți ani în închisoare? E frustrant, în primul rând. Frustrant pentru că, din punctul meu de vedere, este frustrant pentru că sunt conștient că aș fi putut să fac multe alte lucruri. Am ciudă pe mine pentru faptul că am fost slab. Am fost slab, m-am lăsat pradă ispitelor. Dacă am făcut-o când eram copil și m-aș fi putut justifica prin faptul că am fost copil, nu am avut minte, ok, asta s-a întâmplat și când la vârsta de 30 de ani nu mai ești copil, ești matur și... Dar ca orice om am calități și defecte, iar cel mai mare defect al meu este, cred că sunt foarte vulnerabil la ce vine din exterior. Și fără să-mi dau seama, din nou am ajuns să urmez ceea ce nu trebuia să fac. Sau persoanele pe care nu trebuia să le urmez. Despre lumea de afară, cea a drogurilor, poate vorbi ori în șir. Toate cuvintele sunt cele care exprimă suferință, neputință și durere. Și de ce nu inconștiență?
A părăsit o lume tristă și dură pentru o alta și mai dură. A venit în această lume un drogat. În temniță a descoperit ce înseamnă a trăi cu demnitate. Are de stat puțin în lumea celor încarcerați. Nu știe cu siguranță ce i-ar spune unui consumator de droguri, ce cuvinte să aleagă. Știe doar că se poate da drept exemplu. În închisoare stă de dimineață până seara în club. Acolo își cântă amarul. Of, îți mulțumesc, mamă bună, m-ai căutat lună de lună, cu țigări și cu mâncare prezentă la vorbitoare. Datorită drogurilor a ajuns în închisoare, un viciu despre care spune că l-a distrus și i-a nenorocit cei mai frumoși ani ai vieții. Un viciu căruia nu a putut să-i spună nu. A luat acest viciu în glumă și inconștient. Nu a putut sta departe de droguri. Povestea sa este un exemplu pentru toți cei care iubesc stupefiantele. O îndeletnicire care nu face altceva decât să te omoare încet, să-ți distrugă personalitatea, liniștea și viitorul. Ce fel de om sunteți? Cum v-ați descrie? Sunt un tip sensibil. Probabil că e ciudat să spui asta în locul acesta. Sunt un tip îndemânatic sau... Sunt o persoană care înțelege lucrurile destul de repede. Nu este nevoie să-mi explici de două ori un lucru ca să-l înțeleg. Și totuși nu m-am... Sunt conștient de anumite calități pe care am și am început să înțeleg și defectele pe care le-am. Și nu m-am folosit de asta în viață. Sau dacă m-am folosit, am făcut-o într-o anumită măsură. Nu m-am folosit întru totul. Cât de mult v-a schimbat închisoarea? Ce fel de om erați când ați venit prima dată la închisoare și cum sunteți acum? E o întrebare dificilă asta. Când am venit, eram copil. E dificil. Te schimbă și viața în general te schimbă după un anumit timp. Devii nerăbdător, devii frustrat, ajungi să înțelegi că să crezi, să nu mai ai încredere în tine, să crezi că tot ceea ce faci va fi în zadar. Când eram copil, credeam că le pot face pe toate, că sunt centrul universului. Acum s-au mai schimbat părerile. Totuși sunt de părere că dacă, după ce voi fi eliberat, am puterea să rezist tentației, ispitelor, sau cel puțin doar să nu mai apuc de droguri, cred că nu voi mai ajunge aici. Cred că încă pot să fac lucruri care să-mi ofere ceea ce îmi doresc ca om normal. Adică o familie, un job normal la care să plec, să vin, să mă întorc acasă, să mănânc, îmi fac un duș și să pui capul pe pernă, să fii liniștit că nu e nicio problemă. Mâine o iei de la capăt și... Spuneați că ați trișat în viață. Cum adică? Ceea ce încerc eu să spun prin asta este că asta cred eu despre mine. Cred că Dumnezeu m-a înzestrat îndeajuns de mult încât să mă pot întreține, încât să mă pot descurca în viață. Iar în momentul în care încerci să o iei pe scurtături, să ești pedepsit. Dacă eram bătut în cap și nu aveam nicio oportunitate, nicio chestie de care să mă leg, ok. Nu știu să fac nimic și mă apuc de furat. Dar eu puteam să fac multe lucruri și nu le-am făcut. Am preferat să... Bine, asta v-am spus. Factorul principal sunt drogurile din nou și... A realizat cu adevărat care sunt valorile acestei vieți. A învățat ce este durerea și ce înseamnă să-i rănești pe cei la care ții. A realizat că și-a furat cei mai frumoși ani din viață singur. Ani pe care nimeni nu-i va da înapoi.
În închisoare a învățat să muncească și să prețuiască munca. Trecutul însă îi vorbește seară de seară atunci când rămâne el cu el. Este un om care nu a realizat nimic în viață. Viața lui s-a redus la cântat, la o iubire aruncată pe apa sâmbetei și la droguri. Cum a reacționat familia dumneavoastră? Oh. Acum nu mai am pe nimeni. De la început, da, când am taică-miu, bunică-mea care m-a crescut, na, au fost dezamăgiți, răniți, practic. Și da, m-au susținut în continuare. Am fost plodul lor, copilul lor. N-au înțeles cum copilul care am încercat să-i dea o anumită educație, în măsura în care puteau să o facă, a ajuns să fie dependent de droguri. Cum ați întâlnit drogurile? Cred că ele m-au întâlnit pe mine. Veneam într-o seară, mi-aduc aminte foarte bine asta. Cântasem toată noaptea și toată ziua, undeva până ia Lomița. M-am întors acasă, pe stradă, doi prieteni pe care cunoșteam din copilărie, practic, din cartier, fumau heroină în colțul străzii. I-am întrebat, ce fumați acolo? Ia, fumează și tu, să vezi ce mișto e. Din pură curiozitate, chiar nu realizam ce... Deși vedeam pe stradă, îi cunoșteam cei care se drogau și îi vedeam că erau momente în care se uitau, nu mai pot, trebuie să mă duc să... Dar eu nu mă vedeam pe mine în situația aia. Nu credeam că o să ajung acolo. Am fumat prima oară cu ei 2-3 fumuri. Deci ceva gen să trag și eu. După 6 luni ce s-a întâmplat? După 6 luni am realizat eu că sunt dependent de heroină. Dar în aceste 6 luni am tot fumat heroină și credeam că o fac așa din ok, ceva cool, pot să renunț când vreau eu, deci nu-i problemă. Dacă tot aleg să fac ceva, spre exemplu, aș putea să beau. Eu aleg să fumez heroină. Doar că heroina e dată naibii. Și așa am devenit captiv, am devenit sclavul drogurilor și tot ce făceam era pentru a le procura. Am renunțat, practic, fără să realizez, fără să-mi dau seama, am renunțat la mine, am renunțat la viață, am renunțat la cei de lângă mine, la prieteni, la familie. Chiar dacă eu nu realizam asta, asta se întâmpla în realitate. De unde făceați rost de droguri? De la dealeri. Da. Sunt persoane care n-a dublit să Bucureștiul de oameni care procură droguri. Prin felul său simplu de a se exprima, Sorin poate fi un model pentru unii tineri. Este dovada vie și cât se poate de palpabilă a ceea ce înseamnă drogurile. Unde poate duce consumul de narcotice? Ce false trăiri ai drogându-te? Spune lumii despre deșertăciunile stărilor sub influența drogurilor, despre neliniștea ce-ți cuprinde trupul și mintea. Mi-e greu să vă spun dacă, odată eliberat, v-am mai gândit la fel. Dacă va sta sau nu departe de stupefiante, numai el știe. Numai sufletul lui știe ce au însemnat cu adevărat cei peste 12 ani de închisoare executați până acum. Ani petrecuți printre amărăciune și deșertăciuni. E greu să faci rost de așa ceva? Este. Este destul de greu. Dar când ai nevoie, devine ușor. N-ați încercat niciodată să vă lăsați? Ba da, chiar am reușit, am făcut-o acum în ultima perioadă, m-am spus. A fost singura perioadă în care am simțit că trăiesc cu adevărat, singura perioadă în care m-am simțit iubit, sprijinit, singura perioadă în care am iubit, în care mi-am dorit altceva, singura perioadă în care priveam viața dintr-o cu totul altă perspectivă și îmi doream altceva, aveam alte priorități în viață și... Se spune că cei care consumă heroină sau care sunt foști consumatori de heroină nu au puterea să lase niciodată, doar se abțin. Eu cred că dacă... Da, trebuie să fii pregătit psihic, în primul rând, să nu depinzi
fizică te omoară la heroină și cea psihică, practic. Deci după 5 ani de zile în care eu nu mai consumasem sub nicio formă, a venit cineva și îmi spune, hai să mergem acolo, că are cineva să vezi ce bună e, și practic anumite rotițe s-au învârtit în creierul meu, așa natură, în care m-au făcut să merg ca teleghidat în acel loc. Și din nou m-am păcălit singur, v-am spus, dacă trișez viața, m-am păcălit singur zicând, da, păi eu știu ce înseamnă, știu, am trecut până asta, dar nu sunt eu idiot să ajung iar dependent. Mai fumez o dată și ia e. Și din nou m-am păcălit și practic am renunțat la cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Cum a reacționat iubita noastră când și-a dat seama că vă drogați din nou? Nu i-a venit să creadă că am dezamăgit-o, pentru că avea atât de multă încredere în mine, pentru că m-a sprijinit întru totul și eu îi dădusem motive să o facă. Chiar am încercat să, și chiar am reușit să fiu acel om pe care îmi doream să fiu, acel om pe care și l-a dorit ea. A încercat să mă susțină în continuare, a încercat să lupte alături de mine, să renunț, dar a fost în zadar. Datorită experienței sale de până acum, definițiile date de el unor stări normale se rezumă de fiecare dată la tristețe și neputință. În închisoare a învățat că gândurile se aud, astfel a deprins vorbitul de complezență. A mai învățat să vorbească el cu el. Uneori, când îl cuprinde tristețea, cântă de jale sau scrie. De fiecare dată povestește cu mama sa. Dragă mamă, încep prin a-ți spune că este dificil să mă acomodez cu această situație. Îmi este dor de voi, în special de tine. Dacă ți-am greșit vreodată, te rog să mă ierți. Nu am vrut să fac asta. Doar eu cu tine, undeva să ne găsească nimeni, fără griji și fără acte, urc în trenul meu de noapte și am să plec doar eu cu tine, undeva să ne găsească nimeni. A trecut prin dureri și chinuri inimaginabile. S-a simțit vinovat pentru viața pe care și-a furat-o. Durerea l-a făcut să aleagă o nouă viață. Speră să-i se dea o șansă atunci când va fi din nou un bărbat liber. Sufletul lui știe că nu îi se va mai da o nouă șansă. Este convins acum că drogurile sunt undeva departe, în trecutul lui tumultuos. Speră cu disperare să aibă voința de a spune nu tentației atunci când ea se va ivi. Ce reprezintă închisoarea pentru dumneavoastră? Nu știu dacă reprezintă ceva anume. Închisoare, pur și simplu, e locul în care îți ispășești pedeapsa pentru lucrurile rele pe care le-ai făcut. E pedeapsa pe care mi-o trag. M-am acceptat-o și nu am încotro. Practic, trebuie să stai aici. Cum trece o zi la închisoare? Depinde de ziua respectivă. Sunt zile și zile. Sunt zile în care spar o eternitate. Sunt zile în care eu, acum, spre exemplu, am norocul, nu norocul, pentru că am ajuns aici, sunt în regim deschis și e un pic mai lejer programul, e... și îți trece un pic mai ușor, dar până la urmă tot închisoare, tot închisești și... Ați fost închis doar aici, în Rahova? Nu, am fost în mai multe penitenciare. Unde ați mai fost? Jilava, Giurgiu, Poarta Albă. Și unde a fost cel mai greu? Detenția în sine este grea și... Na, mă rog, ăsta e un penitenciar în... din punctul meu de vedere, datorită faptului că, așa cred eu, cei de aici se implică mai mult în a crea ceva, în a susține oamenii, de deținuții oamenii, mă rog. Așa cum
V-a spus și domnul Bogdan, sunt la Clubul Central, fac parte din trupa de muzică a penitenciarului și nu știu dacă e neapărat un privilegiu, dar e, pentru mine e ceva mai simplu. Merg acolo, fac ceea ce îmi place și îți trece altfel pușcăria. Nu știu dacă pot să spun unde mi-a fost cel mai greu, dar aici mi este ceva mai ușor, datorită faptului că pot face asta aici. Aici se pune accent pe educație, pe socioeducativ și așa mai departe. Datorită faptului că pot să fac asta aici, cred că mi este mai ușor. Cum ați fost privit de către societate când v-ați eliberat prima dată? Ce? Nu știu, mulți spun că vai, te duci afară și ai cazier și nu te mai angajează nimeni și așa mai departe. Părerea mea este că dacă vrei, în adevăratul sens al cuvântului, să muncești și să vrei să răzbești în viață, cred că poți să o faci. Da, e o piedică faptul că ai cazier, mai ales dacă îți dorești să obții un job anume sau un job mai bun, pleci cu dezavantaj atunci când concurezi cu cineva fără cazier. Dar dacă vrei și îți dorești cu adevărat, cred că reușești. Cea mai grea perioadă a pedepsei a trecut. Mai are de stat puțin în pușcărie. Spune cu o veselie amară că va rezista. Se vrea cu disperare din nou liber. Este convins că acum știe ce să facă în viață. Își dorește cu disperare o familie. Vrea din nou o șansă de iubire. Mai vrea o șansă din partea societății să nu-l respingă. Ce le-ați spune unor tineri care se droghează? Dacă s-au apucat deja, practic nu am ce să le mai spun. Dacă s-au apucat de heroină. Aș putea să le spun unor tineri care încă nu s-au apucat de heroină. I-aș putea sfătui și nu știu cât ar înțelege ei să nu o fac. Să nu o facă, că dacă ai apucat să faci cunoștință cu heroina, e crunt. E foarte greu. Nu o să te înțeleagă pentru că nu știu cum este încă. Un fost consumator de heroină poate fi înțeles de un alt fost consumator de heroină, pentru că știi exact ce simptome ai, cât de dificil este. Ceilalți, dar poate să te înțeleagă, poate să încerce să te înțeleagă. Dar, în general, ceilalți te privesc ciudat, pentru că ei nu înțeleg cum tu alegi să-ți distrugi viața singur, când poți să, pur și simplu, să renunți. Doar că sunt persoane care au făcut-o, care au renunțat la heroină, dar e greu, e dificil. Ce credeți că este cel mai important în viața unui om? Familia. Sau cel puțin asta îmi doresc eu cel mai mult. Dacă veți avea o familie, îi veți spune de trecut? Îi veți povesti? Da, pentru că așa mi se pare corect în primul rând și în al doilea rând aș putea să-i mint probabil un an, doi, nu? După care vor afla și cred că vor fi mai dezamăgiți decât ar fi fost dacă eu le-aș spune adevărul. Cum vă vedeți viața de după închisoare? Pot să vă spun cum mi-aș dori viața de după închisoare. Și mi-aș dori, așa cum v-am mai spus, în primul rând să mă pot abține de la droguri, de la heroină. Dacă o fac, cred că am șanse să fac ce fac cu viața mea. Îmi doresc o familie, asta e cel mai mare. Copii, îmi plac foarte mult copiii, mi-aș dori un copil, cel puțin unul. Sunt deja, am ajuns la o vârstă la care cred că ar fi timpul să o fac.
Deja mi-este teamă să nu fie prea târziu. Sper să-mi iasă. Sorin Teodor Cozianu, un destin amar de care se face vinovat. Un început de viață plin de îndoieli și de nerenunțări. Un început plin de iluzii și visuri deșarte, de amăgiri și tristețe. Nu a putut renunța la viciul său, nu a știut să aleagă calea bună. În adâncul sufletului este o fire extrem de veselă. Nu știe însă să-și arate bucuria. Cântă, râde și plânge cu dăruire doar în tăcere. A absolvit școala iluziilor, o școală în care a învățat supraviețuirea și umilirea. Sorin, o existență amară, a învățat amăgirea și falsa liniște prin droguri. Venirea la închisoare a patra oară l-a trezit într-un fel la realitate. L-a adus cu picioarele pe pământ, într-un mod extrem de dur. Este o rușine să vii la închisoare? Nu știu neapărat dacă e rușine, dar nici o mândrie nu este. Asta am făcut și îmi asum, am trecut pe aici, ăsta sunt și acum nu o să merg cu capul plecat toată viața că am fost la închisoare. Nu o să fiu nici mândru de asta. Încerc doar să mă integrez înapoi, să fiu cât de sociabil pot și să încerc să-i fac pe celălalt să înțeleagă că chiar dacă am fost pe aici, chiar dacă am comis anumite infracțiuni, nu sunt acea persoană de care să te ferești toată viața sau... Ce ar trebui să știe cei de afară despre închisoare? N-ar trebui să știe despre părerea mea. Care a fost cel mai greu moment în toți anii ăștia de închisoare? Cele mai grele momente sunt atunci când vii și când ajungi la sfârșit. Pentru mine cel mai greu moment a fost când am realizat că am pierdut-o pe ea. Mi-a fost greu să accept, mi-a trebuit ceva timp, încă nu sunt împăcat cu ideea, dar fiind vina mea și numai vina mea, îmi asum din nou, pe ea n-am cum să-mi învinuiesc sub nicio formă. Ce i-ar spune dacă ar fi acum aici? Că sunt mândru că a făcut parte din viața mea. Regret foarte tare că n-am fost așa cum și-a dorit ea, pentru că și acum ar fi fost lângă mine, mai mult ca sigur. Ați avut vreodată probleme în închisoare? Nu știu, v-aș certa cu un alt coleg, cu gardienii? Da, te cerți, na, te cerți cei afară. Libertate te cerți, sunt chestii naturale, firești, să te cerți, dar la modul obișnuit, chestii se întâmplă des, nu am avut ieșiri de-astea din comun și așa mai departe. De la ce se ceartă lumea la închisoare? Da, de la chestii penibile, de cele mai multe ori. Chestii minore. Eu vreau să mă uit la B1 TV că sunt condamnați și celălalt vrea să uite la Vlad. Și apare o ceartă. Da, sunt multe motive minore, dar de cele mai multe ori se ceartă dintre o chestie mică și dacă ar trebui să certe pentru ceva constructiv sau pentru ceva benefic, probabil că n-ar face, să înțeleg mult mai bine. Aveți un mesaj pentru cei de afară? Pfă, nu. Na, ce aș putea să le transmit celor de afară? Da? Poți să ajung penibil, să par penibil, știi? Da, vii tu să ne sfătuiești sau să ne trimiți mesaje, nu? Am să plec doar eu cu tine, undeva să ne găsească nimeni, fără griji și fără acte,
Urc în trenul meu de noapte și am să plec doar eu cu tine, undeva să ne găsească nimeni. O altă poveste cu tremurătoare din cartierele Bucureștiului. Dacă va renunța la droguri, rămâne de văzut. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Condamnații. A fost întâlnirea cu închisoarea? Foarte greu. Prima oară m-am realizat exact a doua zi când m-am trezit după noaptea când am fost arestat. Deci am fost arestat seara pe la ora 8-9 seara. În acea seară ne-am realizat, dar dimineața când m-am trezit a fost, nu știu, ca un fel de un coșmar pentru mine, în prima zi de pușcărie. Te așteptai să ajungi la închisoare? Da. Că în ultima etapă, da. Așteptam să ajung aici, deoarece era un dosar mai greu și știam că nu pot să scap. N-am nicio scăpare. Am așteptat definitiva de la curtea de apel și acolo mi s-a spus că o să fiu condamnat. Dar voi de la ce v-ați luat la ceartă? De la, nu știu, eram cunoscuți între noi, ne cunoșteam, eram de la fratele meu a avut o altercație cu unul dintre acești băieți mai de mult. A venit să vorbească cu noi și de acolo a plecat tot. În jurături și ne-am împărțit pumni, picioare și a rămas la tulburarea și ordinii publice. A fost cineva rănit? Nu. Nu a fost. Niciunul dintre noi, pentru că nu ne-a apucat. A fost mai mult o îmbrânceală. Nu a fost să fie cineva rănit grav sau... Nu. Și cum ați ajuns la poliție? Cum ați ajuns să fiți judecați? Am fost într-un loc public, într-un spațiu comercial din orașul Pitești. Și atunci s-a sesizat poliția prin 112. Cineva, anumite persoane de acolo, din spațiu comercial, a sunat la poliție și au ajuns dânsi, pentru că era foarte aproape circa de poliție. Era și o mașină de pază și protecție acolo, pentru că se afla un amanet cunoscut în oraș. Au intervenit și dumnealor și de aici a plecat tot. Ne-au dus la secția de poliție, mi s-au luat declarații, am ajuns pe urmărirea penală și ne-au trimis în judecată, control judiciar și arest de 24 de ore. De atunci ne-am dat seama că e ceva serios, nu e o glumă care poți să... Gata, a fost un scandal, un mic scandal, o mică bătaie între patru persoane și gata, să ne împăcăm și la revedere. Nu, când am văzut că ne-a dat control judiciar, ne-au arestat 24 de ore și ne-a dat control judiciar după două luni de zile, trei, cam așa, după 90 de zile, mi-am dat seama că ceva e în neregulă și trebuie să vă aflu. Am băgat avocat. Au spus că am o suspendare de un an și 6 luni din 2011 și nu pot să mai, nu am cum să mai scap, deoarece tulburarea și ordinii publice este ceva penal și se încadrează la amendă penală, dar cum aveam suspendarea un an și 6 luni, ceea ce credeam că mi s-a reabilitat în data de 2011 până în 2015-2016 când am făcut fapta, aceasta care s-a arestat aici, am crezut că mi s-a reabilitat, dar nu a fost așa. N-au trecut cei 5 ani de termen de încercare și mi-au pus suspendarea plus un an de la tulburarea și ordinii publice și am avut niște conduceri fără permis. Și am ajuns în spatele gratilor. Dar cum ai ajuns să conduci fără să ai permis? Având niște
având mașină, neputând aparținând, am avut permis de conducere, mi s-a fost anulat și nu am avut o mașină, după aceea am cumpărat altă mașină, m-a atentat, șoferul nu era în permanență lângă mine și m-a atentat așa, haide, până aici pot să merg, nu se întâmplă nimic. Nu aveam teamă că mi se întâmplă ceva sau că știam să conduc, nu era problema asta. Nici am ce să mă oprească, de ce să mă oprească, n-are de ce. Nu realizam. În timpul ăla când eram la volan, era tot ok. Nu credeam că mă poate trage un domn milițian pe dreapta, actele la control, cum te numești, ceva de genul.